Citatul zilei ne este adus de către Magdalena Stoicescu. Când iubești, trăiești. În rest, existi. Mulțumim, Magdalena, că ești alături de noi și dacă și tu dorești să apari în următorul videoclip, lasă-ne în secțiunea de comentarii citatul tău favorit din videoclipul de astăzi pentru a putea fi selectat și adăugat în următorul video. Dacă vei aștepta momentul ideal, niciodată nu te vei urni din loc. E nevoie de un strop de nebunie ca să faci următorul pas. Nu putem judeca viața celorlalți pentru că fiecare își cunoaște propria durere și renunțare. Toată lumea pare să aibă o idee clară despre cum ar trebui alți oameni să-și trăiască viețile, dar nimeni despre propria viață. Uneori, viața îi desparte pe doi oameni doar pentru ca ei să înțeleagă cât de importanți sunt unul pentru celălalt. Oamenii vor să schimbe totul, dar, în același timp, ar dori ca totul să rămână la fel. Suferința apare atunci când așteptăm ca ceilalți să ne iubească în felul dorit de noi. Găsește curajul de a fi tu însuți, chiar dacă încă nu știi cine ești. Vedem întotdeauna drumul cel bun, dar nu mergem decât pe cel cu care suntem obișnuiți. Oamenii sunt triști, deoarece sunt prizonieri în povestea lor personală. Facem multe ocolișuri, dar mereu ne îndreptăm către aceeași destinație. Sunt și eu ca toți ceilalți oameni. Văd lumea așa cum vreau eu să fie, nu așa cum este. Dragostea rămâne. Doar oamenii se schimbă. Fiecare persoană de pe pământ are un rol important în istoria omenirii. Orice de pe suprafața pământului are un suflet. Minerale, vegetale, animale sau chiar un simplu gând. Posibilitatea ca visul să-ți devină realitate face ca viața să fie interesantă. În clipa în care pornim în căutarea iubirii, și ea pornește în întâmpinarea noastră. Ne cunoaștem doar când ne aflăm în fața propriilor noastre limite. Ca să-L întâlnim pe Dumnezeu, e destul să privim în jurul nostru. Visele sunt limbajul lui Dumnezeu. Omul trebuie să-și aleagă și nu să-și accepte destinul. Dorința nu este ceea ce vezi, ci ceea ce-ți imaginezi. Nu ești înfrânt când pierzi, ești înfrânt când renunți. Când ai picioarele obosite, du-te înainte cu inima. Când vrei ceva, tot universul conspiră pentru ca tu să obții ceea ce îți dorești.